Bună ziua tuturor, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați revenit la o nouă instalare. Voi face oroscopul zilei de mâine 29 ianuarie pentru semnele de apă, rac, scorpion și pești. Voi începe cu zodia rac. Înainte de toate, vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc, fiind o instalare generală. Oamenii mei dragi, pentru zodia rac, în această zi vi se cere prudență. Poate veți primi un cadou sau poate veți primi vești, poate veți primi, veți auzi noutăți, poate veți auzi bârfe, să aveți grijă la o femeie la locul de muncă cu cine veți colabora. Dacă veți auzi vorbe sau bârfe din partea acestei femei, vi se cere prudență. În ce privește un loc de muncă sau o căsătorie, vi se cere prudență și aici, vi se cere prudență prin ceea ce spune sau ce veți auzi. Da? Văd că vi se cere prudență să fiți mai atenți la detalii și cu cine colaborați, cu cine munciți pentru a duce la stabilitate. Aici, preotul îmi spune că poate veți lucra, poate în această zi veți intra în legătură cu instituție sau poate la locul de muncă sau la biserică. Poate veți merge la biserică și veți intra în contact cu un preot. Aici se cere prudență și cred că veți duce un cadou la biserică. Spiritualitatea va avea un rol important și văd foarte multă stabilitate. Conștiința. Responsabilitățile vor avea un rol important, valorile, vi se cere înțelepciune. Văd o transformare, un dezechilibru, va veni o schimbare pentru dumneavoastră, care această schimbare va aduce la o fericire, la o realizare. Deci nu tot timpul schimbările sau transformările vin negative, veți avea parte de o realizare, de o fericire împreună cu alte persoane, poate unii dintre voi veți petrece în această zi. Haideți să vedem în ce privesc relațiile. În ce privesc relațiile, spune să păstrați o minte pozitivă, să manifestați exact ceea ce doriți și să fiți recunoscători divinității, pentru că veți primi abundență în această zi, poate chiar un cadou, cum v-am zis, sau sumă de bani, bani veți primi. În ce privește la o biserică sau din partea unei instituții sau din partea unui bărbat în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, poate un bărbat, un profesionist sau un bărbat mai rece, mai distant, detașat, rațional, poate vă ataca, vă poate răni în această zi și poate veți suferi o decepție, să spunem așa, care duce la un dezechilibru, la o durere. Haideți să vedem. Dar totuși cineva își va exprima iubirea în ce vă privește, da? Deci veți primi un telefon și cineva își va spune sentimentele de iubire în ce vă privește și se gândește la dumneavoastră și vă trimite mesaje de iubire și va exprima iubirea sa. Se gândește și vrea ca voi să știți, da? Că vă iubește. Veți primi ceea ce aveți nevoie să știți. Veți avea parte de progres în relația dumneavoastră și cineva va veni în casa dumneavoastră sau va veni în vizită sau poate dumneavoastră veți ieși în aer liber să vă întâlniți cu prieteni și văd că veți face un drum. Veți face un drum unde veți primi ceea ce veți avea nevoie, zodia rac. Haideți să vedem. Îngerii, ce vă transmit îngerii în această zi? Ok, spune așa, că te vei vindeca, da? Deci te vei vindeca de acea suferință care am văzut că poate veni mâine. Cifra 15, 8, 13, 5, 4 poate avea un rol important pentru voi. Zice că începe vindecarea ta. Deci să nu-ți faci griji că vei trece peste acea dezamăgire. Aici, totuși, e nevoie ca tu să fii mai simplu. Să fii mai simplu când vei primi acea declarație de iubire, pentru că zice că principalul obstacol ești chiar tu. Poate tu pui obstacole în ce privește acea iubire. Cifra 28 poate avea un rol important.
Și 17 sau 8 îmi zice că va veni o schimbare pentru tine. Și acea schimbare îți va aduce iubire, vedeți? Acea schimbare va aduce și zice că a te schimba sau să schimbi ceva nu este deloc dificil. Da? Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalare pentru Zodia Rac. Eu vă îmbrățișez și vă aștept la următoarea etalare. Dacă nu v-ați înscris încă, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe acel clopoțel. Este gratuit. La revedere, numai bine, sănătate! Zodia Scorpion. Văd că vă gândiți la bani în această zi, vă gândiți la poate la un bărbat care e născut într-o zi de 6, 5, 13, poate are un rol important pentru dumneavoastră. Zodia Scorpion, reflectați și aprofundați o situație. Sunteți pe gânduri în această zi să luați o decizie, să faceți ceva anume sau nu. Sunteți pe gânduri pentru a aduce un echilibru în viața noastră sau poate sunteți pe gânduri să ajutați pe cineva sau nu. Văd totuși că cineva va fi generos cu dumneavoastră și veți avea parte de succes și de triumf. Vedeți foarte multe oportunități în viața noastră, abundență. Din partea unui bărbat în semn de apă, rac, scorpion și pești, un bărbat protector, un bărbat care este influent, va veni de la drum și vă va aduce acest noroc în viața noastră, acest succes. Aveți nevoie de timp pentru a lua o decizie, da? Aveți nevoie să vă vindecați de anumite lucruri. Văd că veți totuși veți avea progres și sunteți pe gânduri, dar să știți că totul se va întâmpla la momentul oportun. Când va veni un moment oportun, pentru că aici ceasul îmi spune de acest lucru. Că aveți nevoie de timp și să vă luați timpul necesar, să nu vă grăbiți, să fiți echilibrați într-o decizie. În ce privește acest noroc, văd că cineva e pe ochii pe voi, cineva vă privește, cineva vă urmărește și dumneavoastră percepiți acest lucru, că sunteți observați. Da? Poate în drumurile dumneavoastră vă veți simți observați. Da, și veți asculta intuiția, să spunem așa, sau va trebui să fiți atenți la norocul care va veni în viața noastră, la oportunitățile care vor veni în viața noastră. Văd totuși că în această zi cineva vă va căuta o persoană și nu veți dori să mai vorbiți cu acea persoană, e ca și cum nu veți mai răspunde la telefonul său, la mesaje sau la conversațiile sale pentru că vă veți proteja, nu veți mai dori să suferiți, nu mai doriți să suferiți, nu mai vreți, pentru că încă sunteți supărați pe o persoană și o veți refuza. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru Zodia Scorpion. Aici îmi zice că armonie, poate cifra 9. Armonia depinde de ce raport ai tu cu Universul, depinde în ce relație ești tu cu Universul, așa va veni armonia în viața dumneavoastră. Deci dacă dumneavoastră sunteți în pace cu tot ceea ce vă înconjoară, automat veți avea parte de armonie. În ce privește un trecut acolo, în ce privește o relație din trecut, în ce privește o relație din trecut și cifra 9 poate are o reală importanță pentru voi. Poate aveți ascendentă zodia fecioară sau sunteți născuți într-o zi de 9 sau 10. Liberează-te de condiționări, da? Te simți condiționat. Poate tu nu dorești să faci anumite lucruri că te simți condiționat de judecăți, de prejudecăți ambientale, de societate, etc. Îngerii te sfătuiesc să te eliberezi de acele condiționări și să fii independent. Cifra 10. Să fii independent, să faci ceea ce îți dorești pentru în ce privește succesul tău, norocul tău. 32 sau 5 va avea un rol important. Îmi zice că va veni, e pe strada ta, va veni pe strada ta fericirea, va veni pe strada ta bucuria. Vei avea parte de bucurie, să știi, și va veni fericirea în viața ta. Și cifra 29 poate are un rol important, zice să reflectezi, să-ți clarifici ideile, da? Ceea ce dorești să faci. E nevoie să reflectezi într-o situație și pentru voi poate cifra 29 în această zi are o reală importanță. În ce privește inima ta,
Acolo, în ce privește inima ta, ai de făcut o decizie, dar înainte de toate să reflectezi în ce privește această decizie, să-ți iei timpul necesar, să-ți acorzi timpul necesar, să nu te grăbești, să nu te lași grăbi nici de persoane, nici de circunstanțe și să reflectezi pentru a aduce vindecare, că verdele chakra inimii și vorbește de inima dumneavoastră. Aveți nevoie de vindecare pentru a veni bucuria și fericirea în viața dumneavoastră, pentru a se clarifica lucrurile, pentru a veni lumina în viața dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept la următoarea etalare. Vă doresc o duminică nemaipomenit de frumoasă. Numai bine vă doresc. Dacă nu v-ați înscris, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe acel clopoțel. V-am pupat, la revedere, Doamne ajută! Zodia Pești. Haideți să vedem. Vezi pe mine o veste, un mesaj din partea unui bărbat mai tânăr. Poate acest bărbat e în semn de geme în balanță vărsător. Sau vezi pe mine un mesaj pe rețetă de socializare. Văd aici un bărbat care nu este tocmai sincer și în ce vă privește și văd că vă observă de la distanță, vă urmărește pașii care îi faceți, vă urmărește drumurile care le faceți și văd că vi se cere un echilibru. Să aduceți un echilibru în viața dumneavoastră între două situații, două lucruri, două oportunități, două persoane. Văd aici că poate va trebui să aprofundați un lucru mai mult, să veți primi o veste și un mesaj și va trebui să aprofundați această veste și mesaj, să vă informați mai mult, să căutați pe rețele de socializare, să aprofundați mai multe informații. Și aici o veste care va duce la un nou început, cu noi oportunități pentru dumneavoastră, pentru o nouă stabilitate. Divinitatea vă va trimite o nouă oportunitate în viața dumneavoastră, pentru un nou început și pentru mai multă stabilitate. Haideți să vedem în ce privește relația de iubire. Da, aici este, cum spuneam, o competiție. Există aici cineva fals, vedeți șarpele. Există cineva fals, poate există o altă femeie sau vi se spune că cineva, veți primi o veste și cineva este răutăcios aici, cum am zis aici. Cineva este răutăcios, aveți aici un dușman, sunteți în competiție, este cineva răutăcios, șmecher și dușmănos în ce vă privește și vi se spune să vă priviți spatele, zice. Și ce privește relația dumneavoastră, poate ceva aici s-a terminat sau o relație s-a terminat și e nevoie să creșteți, să vă transformați viața. Dar văd că veți primi iubire. Deci se va termina ceva și veți avea parte de un nou început pentru unii. Deci v-am spus, e o etalare generală și vă recomand să luați mesajele care vi se potrivesc sau la sfârșitul zilei veți pune în balanță această etalare și vă veți aduce aminte ce s-a întâmplat peste zi. Aici iubirea îmi spune că veți primi această veste, ceva se va termina. Da? Și aici veți avea din nou un nou început, o nouă veste, un nou început cu persoana iubită, cu mai multă iubire, cu iubire necondiționată, foarte multă atracție, iubire, afecțiune și pasiune între dumneavoastră și o anumită persoană. Haideți să vedem. Îngerii spune să vă ocupați mai mult de alții. Să fiți buni și să vă ocupați de alții. Și numărul 37 sau 10 poate are un rol important. 1, 14, 5. Să știți că va fi o iluminare. Veți trece peste acele dezechilibri, peste aceste... Pentru că cred că în această zi cu persoana iubită poate veți avea anumite dezechilibre, poate discuții contradictorii, poate... E ca și cum instabilități, de aceea v-am spus să țineți un echilibru în viața dumneavoastră la început, dar aici vi se cere totuși să vă ocupați mai mult de alții, pentru că dacă nu poate duce la o răutate, la o competiție și la o dușmănie și aici poate duce la o suferință și retrezirea ta poate fi aproape, dar trebuie să iei la cunoștință că ești într-o transformare, într-un moment de evoluție. Cifra 34 sau 7. Și aici îmi spune pace, că ai nevoie de pace și va veni pacea în viața ta. Vei avea parte de pace, ai nevoie de serenitate și de liniște.
Deci, încearcă să aduci pace în viața ta, un nou început, cu iubire, cu o nouă stabilitate, cu pace, că ai nevoie de acest lucru. Deci, încearcă să, cum se zice aici, faceți mai multă dragoste decât război. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea pentru voi. Vă doresc o zi cât mai plăcută, o duminică plină cu soare. Noi ne vedem la următoarea etalare. V-am pupat, sănătate multă. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel. Veți primi etalări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Numai bine, la revedere, sănătate!